ne dorim în România. O să-i rog pe colegii mei să afișeze și acest proiect pe care urmează să-l lansați. Exact cum veți aduce banii americani la noi? În primul și în primul rând, cred că înainte să vorbim despre proiectul Smart Start USA, vreau doar să vă spun care este contextul care a favorizat crearea unui asemenea program și chiar acum. În primul rând, știm că America, în mod neoficial, este al cincelea cel mai mare investitor străin în România și am demonstrat anul trecut acest lucru prin intermediul unor date concrete. Multe companii americane investesc în România prin intermediul altor țări, cum ar fi Olanda, Grecia, și practic este o forță în ceea ce înseamnă investițiile străine în România, cel mai mare investitor străin din afara Uniunii Europene. Al doi, avem o schimbare de administrație la Washington și președintele Donald Trump este foarte deschis către noi investiții din Estul Europei către Statele Unite și mai ales pe zona de IMM-uri și antreprenori mai mici, și în același timp, evident, urmează să facilităm accesul de noi investiții americane pe piața din România. Și acum să trec practic la program, explicând care este contextul. Deci Smart Start USA este un program destinat facilitării accesului IMM-urilor din România și Estul Europa pe piața americană. Și bineînțeles, facem acest lucru într-un context de parteneriat extins cu autorități locale, camere de comerț, sindicate, societate civilă, guvern și așa mai departe. Deci, practic, orice IMM care își dorește să participe și să ajungă pe piața americană pot să meargă în acest program, pot să-l acceseze. Și o să explic imediat cum se face acest lucru, dacă puteți să dați următorul slide. Ok, cum urmează practic să facilităm accesul? Dorința noastră este să facilităm accesul la finanțare și la piețele americane pentru aproximativ 10.000 de IMM-uri românești și antreprenori pe an. Și cum vom face acest lucru? Vom organiza din această toamnă, din luna octombrie, un roadshow și va fi cel mai mare roadshow în această dimensiune a parteneriatului strategic cu Statele Unite, zona economică. Vom avea 30 de evenimente mari în toate orașele mari din România. Deci undeva în 25-28 de orașe vom fi. Așteptăm să avem între 300 și 800 de antreprenori și IMM-uri pe eveniment, ceea ce înseamnă undeva face-to-face vom fi cu 10.000 de antreprenori anual. Și bineînțeles, o chestiune extrem de importantă este platforma. Vom construi o platformă unde vom integra toți partenerii noștri de implementare, care sunt și trebuie să le mulțumesc, Camera de Comerț și Industria României, care ne-a susținut foarte mult, băncile și sectorul privat, atât fără să spun nici nume, și contribuția lor pentru proiect a fost una foarte importantă. Este un proiect foarte ambițios. Dacă putem să mergem mai departe. Astăzi, acestea sunt principalele 5 provocări pe care o companie mică se lovește de ele, practic, atunci când dorește să acceseze o nouă piață. Pentru acestea avem toate rezolvările. Luni am o conferință de presă în care vom lansa evenimentul la ora 11 la Camera de Comerț și am vrut să vă dau, practic, în premieră informații despre acest proiect. El se va lansa în luna septembrie și, practic, va fi cel mai simplu cadru creat pentru o companie românească care dorește să ajungă să aibă un parteneriat în Statele Unite, să exporte servicii sau produse în Statele Unite, sau, de ce nu, urmează să lege un parteneriat în România cu o companie din Statele Unite. Mulțumesc. Și mai multe detalii o să vă dau luni. Mulțumesc mult pentru prezentare.